Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 1, o să citesc primele 8 versete, după aceea voi citi de la 44 până la 48. Pagina în Biblie, 1068, Fapte, capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana, Omul acesta era cu și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și i-a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon Zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cu cernic, din aceia care îi slujau, îi slujau, în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât dul sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci, Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Dul sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în dimineața aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Biserica este în sărbătoare. Șase persoane, șase suflete îmbrăcate în haine albe, în dimineața aceasta intră în apa botezului. Mă bucur să fiu împreună cu voi și vreau să vă spun de la început că sărbătoarea nu e din cauza voastră, e din cauza Lui. Că El o sta pe cruci. El îi sărbătoritul nostru. Noi astăzi suntem în locul acesta și voi Intrați în apa botezului, pentru că El într-o zi o sta pe cruce pentru noi. Voi sunteți îmbrăcați în haine albe și am zice, normal că ei sunt sărbătoriți pentru că ei sunt în haine albe îmbrăcați. Vă spun ceva, marele adevăr că haina lui strălucește mai tare decât albul vostru. Haina lui strălucește mai tare, de aceea sărbătoritul nostru este Isus Hristos în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Știu că fratele păstor v-a spus, poate să aveți grijă în apa botezului, cum coborâți pe scări, să aveți grijă cum țineți mâinile, să vă putem coborî în apa botezului, să nu vă lăsăm acolo, deci să... Diferite lucruri, da? V-au spus, poate să țineți ochii închiși, unii sigur o să vă țineți de nas, de gură. Spunea Richard Wurbrand un lucru frumos, și au spus așa, ne tot plângem că avem probleme, da? Și ne tot plângem diferite, zice, domne, nevasta bate mult din gură. Bine, nu la dumneavoastră, în alte părți. Uh, probleme din -ști? Știți că botezul rezolvă multe probleme? Zicea Richard Wurbrand așa, când intri în apa botezului, nu închide gura, deschid o să se boteze și limba. Câți frazi n-ar fi avut pace și liniște dacă nevastă sa în apa botezului deschidea gura, da? Să se spele și limba. Unii spun, închidi ochii să nu-ți intre apă în ochi, ba să intre apă în ochi, să se spele și ochii, așa -i? Ziceți toți, amin. Îi nevoie ca ochii să se spele. Tinerii vin mult și zic, frate, am stau mult pe telefon. Vrei să se rezolve problema cu telefonul? Botează-l. Și îți spun, nu o să mai ai probleme cu telefonul. Intră cu el în apă, credeți că se rezolvă problema cu telefonul? 100% se rezolvă, da? De aceea aș vrea în dimineața aceasta, nu numai exteriorul să fie botezat și interiorul. Eu știu ceva, că voi intrați în apa botezului, pentru că Hristos deja v spălat interiorul, deja Hristos a făcut schimbarea în viața voastră, Binecuvântat să fie numele Domnului. Ar vrea în câteva cuvinte, să am un cuvânt, un mesaj pentru fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Și știți cum e, ar vrea să vă spun câteva sfaturi la început de drum. Ăsta e un drum nou pentru dumneavoastră. Drumul pe care ai mai mers, nu ai nicio problemă. Să vin de la Timișoara, la Gătaia, nu-mi trebuie GPS. Că am mai fost pe drum. Da? Pe drumul acesta am mai venit la dumneavoastră fără nicio problemă. Dar când e un drum nou, știți ce fac, deși în țară, în România. Bac pe GPS, că am nevoie de anumite indicații. Am nevoie de anumite indicații ca să pot să ajung cu bine la destinație. Aș vrea să vă spun că indicațiile nu o să vi le dau așa de la mine, după placul meu, după placul nostru. Ce are indicațiile, GPS-ul, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Din pasajul acesta aș vrea să vedem câteva sfaturi la început de drum. Și primul lucru care vreau să rămână în inima dumneavoastră și să rămână în inimile noastre este acesta. Nu confundați începutul cu sfârșitul. Nu confundați începutul cu sfârșitul. Ăsta nu-i sfârșitul, ci începutul. Știți ce spune cuvântul Domnului? Vine cuvântul Domnului Eclesiastru înțeleptul Solomon în capitolul 7 cu versetul 8 și o spus așa Mai mult face înaintea lui Dumnezeu sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Știți că în pasajul care l-am citit, versetul care ne-l place nouă, e versetul 2. Zice, omul acesta, sutașul Corneliu, era un om cu cernic și temător de Dumnezeu. Spui, domne, extraordinar, dar nu aici cade greutatea pasajului, ci pe ultimul verset. Și zice, și-au poruncit să fie toți botezați în numele Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru că începutul era bun. Dar știți ce vrea Dumnezeu? Să vadă sfârșitul alergării. Vă spun ceva, am văzut frații de la Lugoș cu aparatele, foto, video, nu știu, i adus în dimineața asta aici să vă, să vă imortalizeze, Domnul să vă binecuvinteze, să imortalizeze botezul și evenimentul acesta. Dar vă spun, adevăratele poze nu se fac la început ci se fac la final. Știți că nu astea alea mai valoroase. Noi avem un aparat care ne așteaptă la poza de final, acolo în Împărăția Lui Dumnezeu. În tabloul acela, vă aduceți aminte, cei care ați dat bacul, că în liceu erau pe, pe vremea mea, păstă 40, mai era pe vremea, nu, acum nu mă știu că la Betel mai sunt tablourile ele nu mai sunt cu toți care ori dat bacul, cu profesorul în mijloc, cu dirigintele și acolo toți. Spun, nu toți care încep clasa întâia, bine ar fi toți care intră în a întâia să ajungă la finalul școlii. Dar e adevărul din, din școala românească. Vedem că avem foarte mulți care abandonează pe drum, da? Dar știți ce e ciudat? Că așa suntem noi, românii, o generație, o, o specie din neam tare ciudată. Ne îmbulzim cu copilul în clasa întâi a toți. Bună sau bună sau maică sau unchi sau toată lumea cu el. Domne, în clasa întâi e cât gheozanu. Târie gheozanu după el că nu-l poate duce în mână. Tăți și-l pupă acolo, domne, de zici că i savant. Toți îl apreciază, pun pe Facebook, da, să vedeți în septembrie ce o fi. Să vedeți, Ți-ai luat liber de la lucru, deși ai un șef care nu-ți dă liber. Domne, atât ai stat de el, domne, clasa întâia, vreau să mergem. Și ai mers un autobuz în clasa întâia. Cei care i-ați dat Bacu, câți dintre părinții voștri au fost cu voi? Câte bunici au fost cu voi? Câte mătuși și unchi? Știți câte? Nimeni. Nu mai mi-au liber. Nu mai merg, e a 12 -a. Mă, dai bacul. E finalul, e examenul de maturitate. Du-te tu singur, du-te tu. Vedeți cum suntem noi. Așa suntem. Foarte mult la început, foarte, foarte multe poze, plin telefonul cu clasa întâia. Dar vă spun, știți ce apreciază Dumnezeu? Apreciază și începutul. Dar Dumnezeu apreciază cel mai tare sfârșitul. Și vă spun, testul vostru nu e astăzi. Testul vostru e la final. Testul nostru a tuturor. Știți care e? să fim la poza de final. Acolo să ia care biruiesc, la poza de final pe peretele cerului. Toți care au biruit și noi avem o cântare care știți ce spune? Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce ne neclintit duc legământul până când? Nu două săptămâni, cum să spunea, Do -o să... Păi frate, eu n-am știut că o să vină așa încercarea, eu n-am știut că o să vină asemenea probleme peste noi, noi n-am știut că o să trecem prin asemenea. Îți spun, veți trece prin încercări, mi-ar place să-ți spun că nu o să treci, deși se predică uh, Evanghelia aceasta a prosperității, ceea ce e o falsitate. Hristos a venit și a spus, în lume veți avea necazuri, tu să n-ai necazuri. Noi fugim de necaz, noi fugim de, 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 de încercări. Dar vă spun, Domnul Hristos o venit și ne-a spus tot adevărul în față. O zis, dacă mergi împreună cu mine, vei fi bagiocorit. Dacă mergi împreună cu mine, prietenii îți vor întoarce spatele. Dacă mergi împreună cu mine, o să ai de suferit. Dar ți spun ceva, răsplata va fi la capăt. Știți ce ne spune Domnul și ce spune dimineața aceasta? Frate și soră care ești îmbrăcat în haine albe, îți spune ceva: că nu ești singur pe drumul acesta. Pe drumul spre finalul călătoriei, nu ești singur, pentru că Domnul se asigură și te asigură că vei, va merge împreună cu tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. În vremea aceasta, ar vrea să înțelegem că noi și voi ați intrat și intrăm pe un drum care trebuie dus până la capăt. Trebuie dus până la capăt. Mulți au fost în poze. O, oh, câte poze de botez nu avem pe acasă și mulți din ei lipsesc. Te uiți și zici, asta nu mai vine la adunare, ăsta nu mai cântă în cor, ăsta nu mai cântă în orchestră, ăsta nu, cânt... nu mai vine. De ce? Pentru că a început bine, a avut motorul turat, a o avut o dragoste extraordinară. Dar Dumnezeu știi ceva ce se uită la final. Cea mai mare frumusețe nu-i să vezi o nuntă pompoasă, nu-i să vezi o nuntă grandioasă, ci cea mai mare frumusețe e să-l vezi pe moșul de 8 de ani, cu băbuța de mână și să spui, ăștia au biruit, Ăștia au mers până la capăt. Că mulți din ăștia, cu tot felul de mâncăruri sofisticate, ne impresionează ca să ne scoată banii din buzunar la nunț. Dar după 2 ani, vezi că zice, nu mai sunt împreună. Păi dacă ai 10 din ăștia, a intrat în pagubă. Că normal, la care meri la nuntă, trebuie să vină și ei la tine, să-ți aducă banii înapoi. nu? Dar dacă, dacă nu se țin de cuvânt, îți dai seama că a intrat, intrat pe pierdere. Vreau să vă spun ceva și să vă rog ceva. Mergeți pe drumul acesta până la capăt. Indiferent prin ce veți trece, Domnul vă a spus de la început, umblarea cu Dumnezeu e prin necazuri, e prin suferință, dar Domnul este împreună cu voi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deavul întotdeauna va veni și îți va spune, a, tu nu poți, ăștia pot, dar tu nu poți. Eu am auzit în dimineața asta, frate, că au fost în dreptul dumetale multe piedici, dar în dreptul tuturor au fost piedicile și în dreptul surorii de la Timișoara au fost piedici, dar Dumnezeu când tu ești hotărât și rămâi statornic în hotărârea ta Dumnezeu dă piedicile la o parte pentru că vin oamenii și spun eu m-aș pocăi, dar eu nu pot să mă țin, ați auzit vorba asta eu nu pot să mă țin o, oh, dacă ne-am fi ținut noi ne-am fi lăsat de multă vreme astăzi predic cuvântul lui Dumnezeu pentru că El ne ține pentru că El mă ține vă spun, nu noi ne ținem dacă ar fi fost după noi, i-am fi dat drumul de mult, la necaz, la strâmtorare. Dar e o mână care ne ține, noi avem o cântare care spune, tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi. La cel din urmă pas, binecuvântat să fie numele Domnului. Citeam despre o fetiță care a ajuns la o punte peste o apă, trebuia să treacă împreună cu tatăl ei, și puntea aceasta era șubredă, mai lipseau ceva scânduri de pe punte și fata s-a uitat la tată, tată i-a întins mâna și a zis, fata mea, zice, ia-mă de mână ca să trecem puntea, să te ții de mine. Și s-a uitat fetița la tata și i-a zis, tată, nu te iau eu de mână. Că zice, dacă te iau eu de mână și trecem pe punte, s-ar putea puntea să se miște. S-ar putea să vină apa peste punte, că e învolburat apa, să dea peste mine pe punte și eu să-ți dau drumul la mână și să mă pierd în valuri, să mă pierd în apă pentru totdeauna. O zis, te rog, ia-mă tu de mână, că tu ești tata meu. Și știu că oricât de tare se mișcă puntea, știu că oricât de mare ar veni valurile peste punte, știu că tu ești tata meu și tu nu-mi dai drumul la mână, indiferent ce s-ar întâmpla, până nu mă pui pe malul celălalt. Vreau să vă spun, frații mei, surorile mele, nu voi îl apucați azi de mână, ci el va apucă pe voi. El vă ia mâna voastră și vă promite, ne-o promis ceva. Am trecut și trecem prin încercări, dar e o mână care ne ține și mâna aceasta ne-o promis că ne ia de pe malul acesta și pe puntea vieții, prin încercări, prin valuri, prin ispite, prin necazuri. E mâna aceasta care ne-o promis că ne va da drumul când vom fi pe malul celălalt. Și noi suntem ancorați, noi suntem siguri pe mâna aceasta care ne ține. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dați-vă că diavolul întotdeauna, după ce a început drumul acesta cu Dumnezeu, va vrea, întotdeauna va căuta să-ți strice numele, să-ți murdărească haina și să-ți compromită veșnicia. Diavolul întotdeauna să țineți minte că veți fi în Germania, că veți fi în Gătaia sau în alte părți Diavolul întotdeauna caută să-ți strice numele Pentru că tu de astăzi primești un nume, știți care e numele acesta? De copila lui Dumnezeu Și diavolul întotdeauna va căuta să-ți strice numele Dacă vede că te-o pierdut din tabăra lui, el va căuta să-ți strice numele Să-ți strice reputația, să strice chemarea dacă nu poate să strice numele, știi ce face? Caută să te murdărească. Dar vă spun, îi diferență să mergi să te arunci în baltă sau să treacă tirul pe lângă tine și să te stropească, da? Sunt lucruri care vin în viață involuntar de noi, involuntar de voința noastră. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, 1 Ioan 2 cu 1, dar vine cuvântul Domnului și știți ce spune? Dacă cineva a păcătuit, a căzut într-o greșeală, noi avem la Tatăl un mijlocitor. Știți pe cine? Pe Hristos, pe Isus Hristos cel neprihănit, care ne ține cu mâna Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Diavolul întotdeauna va căuta să strice numele, ca că va căuta diavolul întotdeauna să-ți haina. Dar una să-ți haina, voluntar sau alta să te fi murdărit involuntar. De aceea vreau să înțelegem în dimineața aceasta. Nu lăsa pe diavolul să-ți spună în cârcă ce nu e a tău. Nu ți s-a întâmplat să ajungi în anumite situații fără să fii tu vinovat? Nu ți s-a întâmplat? Ți s-a întâmplat, da? Sunt anumite lucruri care vin din cauza noastră, dar sunt lucruri care vin peste viața noastră fără să fi putut noi să facem ceva fără să fi putut, da? Nu puteau corăbierii din, din, corabia unde era Iona să vină să spună, auzi Iona, noi nu avem treabă cu furtuna asta. Noi nu, noi nu ne băgăm. Știi că sunt unii frați care mi o zis cineva, frate, eu când e vorba de tensiuni, eu nu am treabă cu asta, eu mă duc acasă. Păi dacă nu ești în corabie, normal că n-ai treabă, nu? Că tu ți-ai luat pălăria și ai plecat. Dacă când ești în corabie, poți să spui, eu, pe mine nu mă privește furtuna asta. Eu nu am treabă, eu stau liniștit. Poți sta liniștit? Nu poți sta. Și furtuna, totuși nu a venit din cauza corabierilor dar au fost implicați, au avut pagube. De ce? Că au fost vinovat Iona. Și zice ciudat, că ăsta dormea bine. Ăsta dormea în furtună, ăsta avea, dar nu că avea pace. Era rupt de oboseală. Era rupt de oboseală și a zis Dumnezeu, da, pornești furtuna pentru alții, nu lasă că nu o să mai dormi în corabie, o să dormi în fondul mării. Să știi ceva, sunt lucruri care vor veni peste via viața voastră, involuntar de voi. Nu luați povara că voi sunteți vinovați. Diavolul nu are putere să ne facă să păcătuim. El are putere numai să ne isp ispitească. Ispita, nu lua păcat peste viața ta. Ispita, vine diavolul să te ispitească. Dar păcatul facem voit? mergem conștient la păcat. Frate, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Știi, sigur, da? Nu a venit Iosif să zică, bă, a venit femeia lui Potifar. Dar zici că n-a mai fost conștient. Ai fost conștient, stai liniștit. Nu mai zic că n-ai fost conștient. Ai fost. Ispita nu are puterea asupra ta. Păcatul are, pentru că-i deschizi ușa. Diavolul, exact ca și ploaia, vine și lovește în geam. Nu poți opri să lovească ploaia în geam. Dar poți opri să intre ploaia înăuntru, da? Nu ești vinovat că plouă afară, de ești vinovat dacă lași geamul deschis. De aceea vă rog în dimineața aceasta, ca să puteți duce cu bine călătoria până la capăt. Țineți geamul închis. Țineți viața închisă în mâna lui Dumnezeu. Țineți viața dumneavoastră în mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Al doilea lucru care vreau să-l ține minte. Primul lucru. Ăsta nu-i sfârșitul, ci începutul. Vă aștept cu toată inima la poza de final. Să fim toți acolo îngrămădiți. Spunea fratele Coste și Mostănit, câte locuri sunt în cer. Poate ar trebui să facem o predică de, de, câte locuri sunt în cer, nu? Dar când ajungem acolo, o să le numărăm, dacă ne mai interesează. Dar când îl vedem pe Domnul acolo, ăsta e singurul lucru care ne va interesa în cer. Știu că poate ți-o muri copilul, poate ți-o muri soția, ți-o muri soțul, ți-o muri cineva drag. Și spui, aștept să mă întâlnesc cu... Oare o să ne recunoaștem? O să ne recunoaștem. Dar spun ceva, când o să-L vedem pe El, pentru care voi azi intrați în apa botezului, pentru El, pentru întâlnirea cu El, când o să-L vedem pe El, nu o să ne mai intereseze, cum zic unii, primim răspuns în cer. Când îl văd pe El, nu mă mai interesează nicio întrebare. Nu mă mai interesează de ce am suferit. Nu mă interesează de ce a murit fetița, nu mă interesează de ce a murit tata, mama. De ce? Că îl văd pe El. Asta înseamnă să luptăm cu toată inima ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, să ajungem la finalul alergării, binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru și al doilea sfat din Cuvântul lui Dumnezeu ar vrea să vă rog cu toată inima să fiți oameni care să influențați în jurul vostru. Să fiți oameni care să influențați pe cei din casa voastră, pe cei din jurul vostru. Zice cuvântul Domnului de Sutașul Corneliu așa, omul acesta era cu și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Păi e foarte greu să fii temător de Dumnezeu și toată casa ta să se dea împreună cu tine. Că îți care zic, Bă, eu îți pocăi, dar eu, ăștia nu mă ascultă. Uite că ăsta era în funcție mare. Ăsta au avut bani în buzunar, era sutaș, avea peste el, sub el, avea o sută de oameni. Ăsta bani avea, domne. Ăsta, la ăsta curgeau banii, funcția, relațiile. Dar uite că nu zice că fiul să era cu droguri, că să era, nu mai zic ce, da? Nu zic. o O zis că el împreună cu toată casa lui se temeau de Dumnezeu. De ce? Omul ăsta, el nu a zis, domne, Înțelege că eu sunt delegație, eu nu vin numai la săptămână. Noi avem o bonă care se ocupă de copii. Noi avem after school noi avem la plătim bani grei. Nu, nu o să poți influența niciodată în casa ta dacă nu ești acasă. Sutașul corne... Dumnezeu nu face influență în online, da? Ca pe vremea pandemiei. Frate, mi-a zis unul, nu vrei să predici în fața calculatorului? Predicat o singură dată. Am zis, nu mai predic în veci. În veci. Dumnezeu nu, nu, se ocupă cu online-ul. Domnul, eu influențez în online. Îmi influențează întâi în casa ta. Și după aceea o să influențez și în online. Dar tare mult mi teamă că vrem să influențăm în online și nu vrem să influențăm acasă. Pentru că vă spun ceva. Marea noastră și adevărata noastră valoare, știți unde se vede? Acasă. Acasă. Copiii noștri știu pocăința noastră. Nevestele noastre știu, soții noștri. Ca ce putem veni la îndemn? Fraților să ne... Și să uită neva asta, e numai cu capul în poșetă. Să uită copiii, Aici, se, aici e testul. Ce facem? Sunteți chemați cei șase care sunteți îmbrăcați în haine albe să influențați în jurul vostru, în, casa, în casele dumneavoastră, prin purtarea dumneavoastră, neprihănirea lui, omul acesta temător de Dumnezeu, prin teama de Dumnezeu, o ajuns să influențeze pe toți din casa lui. Unu, nu zicea tatăl, nu vinați la adunare. Cine predică? Dani Popa. Auleu, ăsta predică lung. Ăsta nu, nu vinați la adunare. Ține mult programul, nu. Zice că ce, făceau, ce făcea sutașul Corneliu, făceau și ei. Împreună cu toată casa lui. Știți care e unul din scopurile care le-a lăsat Dumnezeu în viața credincioșului? Prin el Dumnezeu să lucreze mântuire și la altul. Situațiile care le avem în viață, Dumnezeu are scop mântuirea celor din jurul nostru. Predicam săptămâna trecută la noi, la, la biserică, despre vindecarea lui Enia. Petru a vrut să-l vindece pe Enia, dar Domnul a avut alt scop. Nu vindecarea, ci mântuirea. Zice că prin vindecarea care i-a -o dat-o lui Enia, Domnul a avut scopul ca toată Lida, toată cetatea să fie mântuită. Noi vrem numai vindecare, dar Domnul știe ce zice? Eu vreau mântuire. Pentru că noi avem o vorbă care o spunem de multe ori, când urăm la cineva ceva, un, o urare frumoasă, știi ce îi spunem? Îți dorim multă ce? Sănătate. Și românul a făcut și o mică poezioară care spune sănătate că e mai bună decât, decât toate. Dar știți că e ceva mai bun decât sănătatea? Știți ce? Mântuirea. Știți că mântuirea e mai bună decât sănătatea. Ce folos că ești sănătos? și ești departe de Dumnezeu. Ce folos că mănânci bine, domne, tai 3 porși pe an și n-ai cu colesterolul, n-ai cu ficatul, n-ai nicio problemă, sănătos tun, sănătos tun. Are vreo valoare? Nu. Ce folos că ai trăit mult și ai fost departe de Dumnezeu? Nu l-ai căutat pe Dumnezeu. Îi ceva mai mult decât sănătatea. Mântuirea e mai bună decât sănătatea. Și vreau să vă spun, nu știu care, vor fi, care va fi lungimea anilor voștri. Dar știți ce mă rog? Mult sau puțin? Noi să influențăm în jurul nostru, pe cei din jurul nostru. Când oamenii se vor uita la noi să spună, sting țigara, de ce? Că vine pocăitul. -nu, nu din cauza funcției. Să înțelegeți? Sutașul Corneliu, noi influențați din cauza funcției. Să tremure ăștia să zică că vine sutașul, nu. Ci din pricina umblării cu Dumnezeu, neprihănirii. Din pricina neprihănirii, omul acesta a influențat în jurul lui. Știți ce e frumos în pasajul acesta? Că Domnul nu lasă după cum vrea Sutașul Corneliu. Și vreau să înțelegi, Doamnă, care e venit în dimineața asta, și domnule, în locul acesta. Dumnezeu nu lasă mântuirea după cum îți place ție. Nu lasă când e vorba de mântuire, Dumnezeu nu are o mântuire pentru o clasă socială înaltă. Să zic, a, tu ești cu donații puternice, tu ești cu. Bun, tu. Nu, no, ok. Avem o, dar pentru ăștia la care sunt de jos, pe ăștia dăm, pe ăștia avem o, o, pocăință restrictivă. Putea să uitați ce lucruri frumoase au avut omul acesta în viața lui, dar nu au fost suficiente pentru a fi mântuit. Zice că omul acesta, împreună cu toată casa lui, se temea de Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu, dar vă spun, nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Auzi, te poți ruga lui Dumnezeu fără să-L cunoști? Uite că se poate. Să poate să te rogi lui Dumnezeu fără să-L cunoști. Se să poate să faci donații în numele Domnului fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Uite că se bate. Dar știți ceva? Când un om înalță rugăciun spre Dumnezeu cu inima sinceră, știți ce face Dumnezeu? Se apropie de el. Dumnezeu s-a uitat și trimite îngerul, vine îngerul și nu-i spune Î, Am renovat biserica, mulțumim de donația. Nu, o zis... Cornelie, rugăciunile tale au ajuns întâi la Dumnezeu și după aceea milostenile. Pentru că mulți vor să dea fără să se roage. Să zică, dau o sută, roagă pentru mine. Ăsta n-avea cutie unde băga banii pentru rugăciuni. Zice că ăsta dădea, dar se și ruga înaintea lui Dumnezeu. Nu ca să-i dea, au făcut socoteală cu Dumnezeu, că dacă îi dăm 10%, El ne dă ea 90% înapoi, ne dă tot 90%, noi dăm 10%, El ne dă 90%. Nu, nu, când umbli cu Dumnezeu, tu nu faci negoți, tu nu faci târguială. Pentru că vă spun ceva, omul care îl iubește pe Dumnezeu nu se târguie la 10%. Omul ăla se dă cu totul lui Dumnezeu. Și așa cum spunem la anunț, domne, când te-ai căsătorit, mai e portofelul tău și portofelul ei. Nu mai e. Nu mai e, uh, uh, mea și farfuria ta. E totul la comun, da? Când te ai predat lui Dumnezeu, tu nu faci matematică cu Dumnezeu. Că matematica lui Dumnezeu nu bate cu matematica noastră. Așa e? Nu bate cu matematica noastră. Ca și în familie. Matematica de la școală nu bate cu matematica familiei. Da? La școală, 2 cu doi fac patru. Dar, frate, de câte ori în viața de familie. 2 cu 2 ori da 6, 5, 11, cât o vreun nevasta. De ce? Ca să fie bine. Ca să fie bine, ai zis, bă, e bine așa. Chiar dacă nu au fost chiar așa de bine. Dar ca să fie bine, ai zis, nu mă deranjează. 2 cu 2, 5, 5 rămâne. De ce? Pentru că e o matematică diferită. Știți ceva? Cu cât ține mai mult, nu știu dacă vă, vă spun, deși nu mi-am propus să vă spun. Uitați-vă la palma mea, da? Spațiile astea. Știți pentru ce le-a lăsat Dumnezeu? Pentru cine, de fapt? Știți pentru cine? Pentru omul zgârcit. Deci spațiile dintre degete Dumnezeu le a lăsa pentru omul zgârcit. Că omul zgârcit ce face? Strânge, adună, adună să nu dea la nimeni. Cât mai mult pentru el. Și Dumnezeu are metodele lui de a extrage. Când eram copil și mămica, acum eram mulți în familie, făcea plăcinte. Mă lăsa și pe mine să bag mâna în aluat. Îmi plăcea să, să bag mâna în aluat. Și luam aluat în mână, mult, și îl strângeam în pumn. Și cu cât îl strângeam mai tare, uite, pe curge curgea tot aluatul. Știți cu ce rămâneam în mână? Cu mai nimic. Cu mai nimic, dar eu strângeam puternic. Știți că zgârcitul, ce face? Strânge, adună, să... zice, zice așa, strâng bani al pentru zile de care? Dar îți dorești zile negre? Păi pune-le în mâna lui Dumnezeu. Și nu o să ai zile negre, o să ai zile trăite cu Dumnezeu. Dar tu, tu îți dorești zile negre, nu adună milioanele adună. Zgârcitul nu dă pentru Dumnezeu, zgârcitul de la doctor. Și nu negociază, domn doctor, 3.000 de euro, cam mult, nu-mi las cu 1.000. Nu, zice 3.000, 3.000 dă, da, domne. Vedeți pentru cine a făcut Dumnezeu spațiile astea? Pentru zgârcit, pentru zgârcit. Când inima e schimbată, tu nu ai probleme nici la timp, nici la bani, nici l-a venit la casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că inima mai dată. Tu ești dat cu totul lui Dumnezeu. Zgârcitul pierde tot printre degete. Dar uitați-vă omul care e predat în mâna lui Dumnezeu. Știți ce face? Ține mâna întinsă și el are spații. Dar depinde cum le folosești. El ține degetele lipite și mâna întinsă. E plină dacă o muncit, o adunat și el. De el ține mâna întinsă. Nu l-a cerșit, ci l-a oferit. Și de acolo ia și el de acolo vine și săracul și mănâncă, de acolo vine și orfanul, de acolo vine și văduva, vine și porumbelul, vin toți. Și Dumnezeu spunea un om al lui Dumnezeu așa, celui cu inima largă Dumnezeu îi ține mâna plină, că el trebuie să dea în continuu. Dar l-ați gârcit după ce, că nici n-ai cum să-i bagi, nu? Că el tău pumnul strâns, nici n-are cum să-l binecuvinteze Dumnezeu. Dar când ești în mâna lui Dumnezeu, când ești dăruit lui Dumnezeu, tu vei influența copiii noștri să uită la noi. Eu m-am trezit, era Filipa meu, mai mic, m-am trezit odată la adunare, că a venit un frate și-a zis, să vin la voi acasă? M-am uitat la el, zic, nu știu pentru ce să vin. Zice, la masă. Bă, mă, vin o frate, dar cum cum așa? Și era un om mai... Păi zice, copilul tău, zice, o zi să vin la voi la masă. Nu, bine, vină, l-am luat. I-am zis, la... După ce au plecat, vă dați ne-am purtat, nu știa, abia așteptam să plece ăsta de la masă, să văd de ce l-a chemat și îl întreb, Filipe, zic, ce ai avut mă de la-i chema pe ăsta așa peste noi? Știți cum sunt surorile? Și Dana au zis, bă, de ce nu mai anunța că a să Păi nu eu l-am adus fiul tău. Și am mâncat noi, nu mai așteptam să, să, plece, să vedem. Și am zis, mă, de ce l-ai adus, domne, fără să ne anunți? De ce nu ne-ai zis, ce o trebuie să-l să aduci la masă așa? Și au zis, păi da, dar și voi aduceți. Și dacă tu aduci, eu să nu aduc. Și știi ce m-am uitat? Înseamnă că l-am putut influența. Fără să-i spun că noi trebuie să aducem muzave. Au văzut că aducea în câmpă unul, câmpă altul la masă. Sutașul Corneliu influența. Influența. Dar nu cu forță. Ca așa zic eu. Ci prin neprihănire. Știți cum putem influența casele noastre? Prin neprihănire. Nu trimis copilul la adunare și tu rămâi că ei campionatul de fotbal, jocurile olimpice, tu rămâi acasă, nu. Zice că ăsta, când era vorba de Dumnezeu, ăsta era conectat cu Dumnezeu. Noi suntem așezați de Dumnezeu cu un scop să influențăm în jurul nostru, nu să creștem în funcție, nu să prindem un post mai bun la servici, ci noi suntem chemați de Dumnezeu să influențăm ca oamenii să se întoarcă la mântuire prin ceea ce lucrează Dumnezeu în viața noastră. Vreau să vă dau un exemplu, îl dau de obicei la înmormântări. Poate că l-am zis la vreo mormântare și la dumneavoastră cingătaia, dar vi-l zic acum. Am avut un vecin de stradă cu mine, un frate, la vreo 10 case distanță de, de casa noastră. Omul acesta l-am îngropat, frate de-a l-am îngropat la 92 de ani. Într-o zi, pe la, avea undeva vreo 88 de ani, 89 de ani avea, cu vreo 2-3 ani înainte să moară, m-a oprit vecinul lui gard de gard cu el, lipit de gard cu el, m-a oprit într-o zi pe stradă și mi-a zis așa, știa că pocăit și a zis, domnule, zice, vreau să vă rog ceva. Și am zis, spune, zice, domnule, uite, zice, am pe moșul Dumitru, aici lipit de casă cu mine, domnule, zice, nu pot să vorbești ceva cu el. Zic, ce? Zice, nu pot să-i spui să mă lase în pace cu Dumnezeu, mă toacă ziua cu Dumnezeu. Zice, eu nu pot ieși din casă că ăsta în continuu îmi spune numai de Dumnezeu. Zice, moșul stă pe banca afară, la banca lui, în fața casei, și zice, eu când ies din curte, direct să uită, mă vede și îmi face așa. Vino la mine. Zice, de rușine, de respect, mă duc la el, dar zice, tot același lucru îmi spune de ani de zile. Zic, ce vă spune? Zice, îmi spune așa, nu, te-ai hotărât când te pocăiești. Zice, te rog eu frumos, nu am nevoie de Dumnezeu, domne. Zice, n-am nevoie de pocăiți, te rog, vorbește cu el să mă lase în pace cu Dumnezeu și cu, cu adunarea. Acum, fratele Dumitru, la 90 de ani, ce să facă? Stă pe bancă și așteaptă pensia. Și atunci îi, mai făcea, îi făcea semn să vină la el. Și am zis, domnule, zic, cu orice vă pot ajuta. Dar zic, cu treaba asta nu vă pot ajuta. Zice, de ce? Zic, pentru că Dumnezeu l-a așezat lângă dumneavoastră. Dumnezeu l-a pus vecin de gar cu dumetale, că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu vrea să-ți mântuiască sufletul. S-a uitat, acum eu vă spun cum o zis el, s-a uitat la mine și a zis, Domnule, zice, tu ești mai nebun ca el. El așa mi-a zis, zice, tu ești mai, da? Și m-am uitat la el și o plecat. Nu mai zis nimic. El a crezut că îmi spune mie, eu mă duc în liniștesc pe fratele Dumitru și îl bag în casă, să nu mai stea pe bancă. Vă spun ceva, știți ce s-a întâmplat? După aproximativ un an de zile, după ce m-au oprit și mi a spus lucrul ăsta, după un an de zile, poate un an și un pic, o venit și a intrat în apa botezului. După un an de zile, omul ăsta s-a întors la Dumnezeu, pentru că a fost cineva lângă el care l-a influențat. Și în fiecare zi eu zis trebuie să te întorci la Dumnezeu. Când te hotărăști, când te întorci la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu la asta ne o chemat, să influențăm în jurul nostru. Nu să faceți poze azi, ci Dumnezeu v chemat să influențați în jurul vostru. Să știți ceva, Dumnezeu lucrează în jurul nostru, numai când noi suntem dispuși să trăim în neprihănire, ca să influențăm în jurul nostru. Uitați-vă, noi o fost cel care a reușit să-și influențeze casa lui. Eu influențat pe cei din casa lui și au intrat în corabie cu ei, au fost salvați. Dar uitați-vă la Lot, Lot păia din casa lui nu, o zis ginerii lui când ăsta o zis, Dumnezeu va nimici Sodoma și Gomora, trebuie să ieșim. Zice că ginerii lui s-au uitat la el și au zis, iar glumești cu noi, iar îți joc de noi, iar, iar ai tu. De ce? Pentru că atunci când nu influențezi în mod serios înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, oamenii nu te vor lua în serios. Ginerii lui spune cuvântul lui Dumnezeu, că de lot, zice, sigur ăsta, sigur glumește. Și Lot nu glumea, dar din pricina că el glumea înainte, când e vorba de adunare. A, las că-s numai trei bătrâni acolo. Ia în glumă, că vei vrea să te ia lumea în serios și nu te va lua în serios. Nu vei putea să influențezi. Și ce tragedie îi să-ți rămână cei dragi acolo înăuntru? Ce tragedie îi să fi văzut bine în lumea asta? Ce tragedie îi să fi văzut bine la Consiliul Județean și la primărie? Și cei din casa ta să nu fie influențați. Uitați-vă ce vedem bun în viața sutașului Corneliu. a fost omul care a fost pe funcție înaltă. Era pe funcție înaltă. Dar el a fost omul care a avut putere să influențeze în jurul lui. Îl întrebau, domnule, dar tu, noi avem chiarmeză de seară. Mulțumesc, eu nu am nevoie. Eu nu am. Știi, frate, noi nu trebuie să fim înguști. Vedeți ce nebunie e acum. Vă mai spun că vă pot da exemple câteva ore de, de lucruri din astea, da? Domnule, nu suntem înguși, nu trebuie să fim așa. E diferență între calea îngustă și mintea îngustă. Dacă umbli pe calea îngustă, întotdeauna te vei feri de păcat. Dacă umbli pe mintea îngustă, întotdeauna vei încerca să dai o imagine foarte bună. Să dai o imagine, la noi nu se face așa, la noi. Dar când ești pe calea îngustă, îți spun ceva, vei influența în jurul tău. Când vei căuta cărările vechi, când vei căuta cărările vechi ale Lui Dumnezeu, întotdeauna vei avea putere să influențezi. Și le spun și la noi la biserică, Vă tineri de-a dumneavoastră care vin la noi la tineret, să mai trimiteți dacă aveți tineri așa buni, că îi, îi primim pe toți. Le spun tinerilor noștri și bisericii de multe ori. Noi ne rugăm să-i schimbăm, ba să-i îmbrăcăm, ba să-i tundem, ba să-i barberim, ba să facem fel și fel. Le-am zis, noi avem nevoie de altceva. Noi avem nevoie să ne rugăm pentru generația tânără să se întâlnească cu Hristos. Când Hristos să intră în viața omului, ăla știe și să se tundă, știe și să se îmbrace cu ăla, n-ai probleme. Ăla care s-a întâlnit cu Hristos, nu ai probleme cu el. Avem probleme, știi cu cine? Cu care nu s-au întâlnit cu Hristos. Pentru că vă spun, și generația, și biserica primară, au fost biserica care au avut probleme de genul acesta. Și mergem la al treilea pas. Știți ce a fost în viața sutașului Corneliu? O mai făcut ceva. O trăit o viață neprihănită. O trăit o viață neprihănită. El nu a zis, domne, eu dau bani la biserică, dar pe mine nu mă întrebați de ce nu vin la biserică. Și nici nu-ți permis, domne, când ăsta aduce musafir, când ăsta face nu știu ce. Nu, ăsta au fost gata să arate și banul, dar a fost gata să arate și neprihănirea. Pentru că noi mult vrem să arătăm exteriorul. Și biserica primară, spunea mai devreme, o avut probleme cu oameni botezați care nu au fost întâlniți cu Hristos. Sigur, Doamnă, o să spun, eu cunosc pe unul care s-a botezat, e pe la voi, pe la pocăiți, dar l-am văzut că bea, l-am văzut că fumează, l-am văzut. Știu, într-adevăr, nici biserica primară nu a putut opri oamenii aceștia. Pentru că așa e, așa e, lucrarea lui Dumnezeu. Atâta vreme cât merge bagnota originală, va merge și falsul. Când se gata cu bagnota originală, se va găta și cu bagnota falsă. Dar atâta vreme cât e aia bună, va fi și aia rea, câtă vreme Dumnezeu lucrează. Și diavolul va lucra. Și diavolul va încerca să, să, să strâmbe căile Domnului. De aceea aș vrea să vă spun ceva. Dacă vreți să impresionați cu ceva, uitați-vă la ei. Și oricum v-ați uitat atâta la ei, dar vă rog, vă mai uitați-vă dată la ei. Îi vedeți? N-au cum au maneliniștii noștri, kilograme de aur, să cânte de valoare, de ce valoror Noi nu mai purtăm bijuterii. Știți de ce? Pentru că Hristos ne-a dat valoare. Și când tu ai valoare, tu n-ai nevoie să mai pui valoare pe tine. Că în tine e valoarea lui Dumnezeu. de -aia noi nu avem nevoie să ne înfrumusețăm cu, cu aurul acesta. Gândiți-vă cum face Dumnezeu. În cer, aurul are cea mai mică valoare. Zice că noi vom călca pe străzi de aur. Exact ca pe pământ, zice Dana, către mine nu intra încălțat, că aduci pământ de afară, aduci, aduci praf și nu mă lasă. No, cam așa o să ne ștergem de aur pe picioare. O să, o să calci numai pe aur. În cer, gândiți-vă ce ne așteaptă. Dacă în cer, aurul are cea mai mică valoare. Cea mai mică. Și vezi pe e unul, domnul el s-o pocăit, nu poate renunța la lănțișor. Păi mă, dacă tu ai valoare, tu n-ai nevoie nimic de demonstrat. Când e Hristos în tine, tu ai cea mai mare valoare. Tu n-ai nevoie nici de cercei, n-ai nevoie nici de, 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 să arăți ca pomul de Crăciun popoțonat. Nu, nu. De ce? Uitați-vă brânza. Mie îmi place extraordinar de tare brânza. Brânza e atât de pură și atât de bună că n-are nevoie de reclamă. Ăla în piață ți-o ia Sibianu și ți-o pune pe platou. Și staie, și zice, nu vezi că desfaci așa o plasă cu moș Crăciun, cu. Așa să te imprezi. Nu! Brânza e atâta de bună. Valoarea aurului, da? Bijutierul ia și îl pune într-o cutie, într-un burete de 2 lei. Și nu buretele de valoare aurului, ci aurul de valoare a buretelui, da? Îl pune simplu acolo și prin strălucirea care o are. N-are nevoie de reclamă. Așa suntem și noi. Vă spun ceva. Când Hristos intră în viața unui om, omul acela trăiește în neprihănire. l ai văzut de toți oamenii, nu are nevoie de Facebook, nu are nevoie de afiș, nu are nevoie de nimic. De ce? Pentru că Hristos locuiește în viața lui. El era recunoscut, sutașul Corneliu, el era recunoscut pentru neprihănirea lui, era omul care trăia în neprihănire. El nu-și acoperia cu diferite acte filantropice, nu-și acoperia uh, curvia lui, nu hoția lui, uh, destrăbălarea lui. Nu, nu, că avem mulți din ăștia prin România care vedem pe la televizor, că el a fost e un prăpădit, dar el a construit o bisericuță. O constru... Dumnezeu nu are nevoie de biserici. Dumnezeu are nevoie de inima omului. Dumnezeu locuiește în inima omului. Noi suntem biserica, zicea Ionică Stoica într-o cântare. Noi suntem biserica, Hristos locuiește în noi. De astăzi, Hristos locuiește în voi, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi suntem chemați în vremea aceasta și dacă vrei să-L impresionezi pe Dumnezeu cu ceva, știi cu ce îl poți impresiona? Cu neprihănirea. Asta e lucrul care mișcă cerul lui Dumnezeu. Daniel, dacă a avut biruință, Iosif, tânărul bogat, cum a fost el? Și nu discutăm mult de el. Dar ce l-a impresionat pe Domnul și zice Biblia că s-a uitat la el și l-a iubit. De ce? Pentru că încerca să trăiască o viață neprihănită. Dar nu a avut puterea să-l cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Doamnă, eu nu știu în ce situație ești. Poate ești o femeie de treabă, ca sutașul Corneliu. Ești un bărbat de treabă, exact. Doamne, eu nu fac rău. Nu fac, dar eu sunt un om bun, de ce am nevoie de, de pocăință? De ce am nevoie de Hristos? Uitați-vă că sutașul Corneliu cu toată casa lui, nu bea nevastă sa, nu era uh, copilul uh, un bețivan notoriu, nu, toți erau niște oameni temători de Dumnezeu. Eu influența pe toți și nu a fost suficient. Nu a fost suficient. Domne, dar nu pot dacă am ridicat mâna sus. De ce? Mai trebuie făcut și altceva. Mai trebuie făcut și altceva. Zice versetul 48, a poruncit să fie botezați. Dar știi, eu lucrez la finanțe. Dar știi că eu, eu nu pot, dacă putem cumva, o zis o doamne, dacă ați putea să mă botezați acasă, să nu mă vadă nimeni. Ba ăștia trebuie dați pe live care vor acasă. Ăștia să-i vadă toată lumea. Toată lumea trebuie să-i vadă. De ce? Pentru că uitați-vă, sutașul Corneliu nu a zis, te rog, nu putem de seară să plece un pic ăștia, să fie mai liniște, totuși să, să nu să cunoască lucrul acesta, că eu m-am botezat. Vă spun, cea mai mare onoare e că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Cea mai mare onoare e faptul că Hristos o schimba viața mea. N-am de ce, lui ar trebui să-i fie rușine cu noi, nu nouă cu el. Noi nu avem de ce să ne fie rușine. Și vă mai spun ceva, și o să trec la ultimul gând. Tu poate ai vrea să fii un pocăi din ăsta de, de, după perdea. Să fii un pocăi din ăsta din umbră. Nu, nu are nevoie Dumnezeu de oameni de, din umbră. Să țină umbră. Nu are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni care să lupte. Noi nu avem nevoie de oameni care să stea jos cu capul în tranșee, ci avem nevoie de oameni care să ne ridicăm în numele Domnului. Păi dați-vă, am avut și la jocurile olimpice și nu intru în subiect. Am avut oameni care sunt și-au cântat acolo, stat. S-au făcut blasfemia aia cu cina ce de taină. Nici nu s-a ridicat să spună, eu mă dezic de așa ceva. Și erau oameni, sunt oameni influenți din, 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 mediul evanghelic. Nu s-au ridicat. De ce? Stăm și noi acolo. Frate, eu n-am știut exact. Bine, n-ai știut. Dar ridică de acum și scriu un, 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 și dezicete de ăsta. da? Cum se deziceau rușii de războiul lui Putin. Ziceau, domnul, eu n-am ca să-i lase să, lasă să o circule în Europa, au zis, eu condam lucrul ăsta. Ai putere să... Nu, noi stăm în, în tranșee, noi cumva de umbră, de noapte, dacă, dacă s-ar putea să facem numai schimbul de noapte. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de, de, de pipiriș să stea cu capul, de, să stea cu capul nisip, ci Dumnezeu are nevoie de martori. Martori, știi ceva ce se ridică cu curaj și spune asta am văzut, asta s-a întâmplat. Vă dau un exemplu și îl trec la ultimul gând. Am fost acum vreo 5 ani de zile, poate, la o mormântare la Reșița. Și fratele Bursan, Bursan, Cristi, Ciprian Bursan mă, mă, sună și îmi spune în timp ce mergeam acolo, zice, vezi că o să fie foarte scurt, că zice, avem ceva probleme la înmormântare. Bine, nu mi-o zis ce, ca să pot predica. Și când am ajuns acolo, pe drum mi-o zis vreo 20 de minute, eu aveam pregătit vreo oră. Și îmi zice, vă dați, mi-au zis 20 de minute, nu știam ce să tai. Când ajung acolo, începuse deja o cântare, era decedat un băiat de 35 de ani, un frate, era scos din capelă, se criu și se cânta o cântare. Ajung acolo, eu relaxat, zice fratele Cipre auzi, vezi că numai 10 minute, cât poți de scurt? Zic, dar ce s-a întâmplat? Zice, am avut probleme, era să luăm bătaie, zice, te rog să fii cât de scurt poți. zice, zic la urmă, nu mă întreba. No, de la o oră s-au făcut 20, de la, 10 s -o făcut, de la 20 s-au făcut 10. Am început să predic, am predicat, predicam, predicam și la un moment dat cineva de la Sicriu, era cineva din familia decedatului, un băiat foarte înalt, solid, se uită la mine, n-am pățit în viața mea așa ceva și îmi face așa, scurt, și îmi face un semn, uite așa face. Eu când râd, dumneavoastră râdesc. Au început să-mi bată inima, uite aici, aici în, în, în gușă, în gât. Îmi bătea pulsul, nu mai aveam pulsul acela, ci l -aveam, îl aveam în gură. Nu, nu știam ce s-a întâmplat. Mă, în timp ce vorbeam, deja pe loc m-am transpirat. N-am știut ce se întâmplă. Mă rugam, Doamne, ajută-mă să-mi să revin un pic. Nu puteam predica, nu puteam... În câteva minute am încheiat și s-a terminat în mormântare. Am mers la groapă, l-am îngropat. O venit mama decedatului și și-o cerut scuze. Eu zis, vă rog să ne iertați pentru situație. Pentru... Și am zis, doamnă, nu-i nicio problemă, puteați să aveți o mormântare frumoasă la băiat, dar dacă așa ați ales pe noi, nu ne deranjează că plecăm mai repede acasă. Și îl întrebe fratele păstor, zic, ce s-a întâmplat? Zice, uite, băiatul ăsta s-a botezat acum 10 ani de zile și nu știu nimeni din casa lui că el s-a botezat nimeni nu știu, s-a botezat el cu nevastă-sa și ori ținut secret ca nu cumva mama sa să facă infart că o zis că mama sa e cu inimă. și nu ori aflat decât acum când băiatul a murit în Germania și l-or adus acasă o zi nevastă-sa stop trebuie să-l îngropăm cu pocăiții că noi ne-am pocăit acum 10 ani de zile și zice aseară la priveghi ori sări la bătaie ni-or pensie, era să, să degenereze lucrurile și zice de aia am, am gândit Oare poți să te împaci cu Dumnezeu și pe tine să nu se vadă că te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Poți să duci 10 ani de zile să nu știe nimeni, vă spun, cea mai, să nu vă temeți de lucrul acesta niciodată, să nu vă fie rușine niciodată, că Hristos vă salva din groapa pieirii, din fundul mocirile, vă ridicat, vă pus picioarele pe stâncă și vă pus în gură o cântare, o laudă pentru Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Domnului, trăiți în neprihănire. E singura variantă să influențăm, e singura variantă să ajungem în cer, în împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și ultimul lucru, ce vedem în viața lui Corneliu și ce trebuie să fie și în viața noastră? Căutați părtășia cu Dumnezeu. Căutați, păr -ă, căutați părtășia cu Dumnezeu. Scuze avem, frate, eu stau departe de biserică, 80 de kilometri, 50. Păi aia în Londra, când am mers la Londra, veneau câte două ore cu mașina până la, până la biserică. Noi avem scuze. Frate, eu nu pot, mă doare, ce? Așa, parcă mă simt, nu te doare nimic. Nu te doare nimic, caută părtășia cu Dumnezeu. Auzi ce spune cuvântul Domnului, versetul 3 și 4, zice pe la ceasul al lea din zi, zice cuvântul Domnului, adică pe la 3 după masă. A văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu. Cine? Sutașul Corneliu. El nu a sunat să zică, frate, n-ai o vedenie pentru mine. Soră, n-ai o descoperire. O zis, nu, nu. Mie Dumnezeu îmi vorbește personal. Îmi vorbește și prin altul. Am nevoie și de Petru. Dar eu am nevoie întâi ca eu să fiu un cu Dumnezeu. Frate, n-ai un cuvânt pentru... Nu ți-a arătat Domnul nimic? Dar ție nu ți-a arătat nimic? De ce cauți să arate Domnul altul pentru tine? Când sutașul Corneliu a zis, mie mi-a arătat Dumnezeu, nu așa ceva să nu știu. Zice, o văzut lămurit, adică clar. Pentru că întotdeauna Dumnezeu, când vorbește și când arată ceva, Dumnezeu întotdeauna vorbește clar și arată clar, pe înțeles. Am avut ceva, dar nu știu ce înseamnă. Înseamnă că n-ai avut nimic. Asta înseamnă. Dacă Dumnezeu nu ți-a vorbit clar, înseamnă că nu ți-a vorbit Dumnezeu. Nu știu, frate, oare nu știi tu? Eu nu știu că nu mi-o arăta mie. Dacă mi o arăta mie, mi a arăta clar, nu? Că Căutați părtășia cu Dumnezeu. Vei avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Făs timp să, 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 să te roci. Făs timp să stai în părtășie cu Dumnezeu. Oamenii mari care au avut biruință cu Dumnezeu, ori sta cu genunchiul jos. Punea cineva, citeam în săptămânile trecute, eu zis ca niciodată să nu stai în genunchi în fața oamenilor, stai în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu vrei să stai în genunchi în fața oamenilor, stai în genunchi înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Noi citim de Daniel și ne uităm la Daniel și spunem ce biruință au avut. Dar uitați-vă, ăsta au fost prim-ministru. Ăsta au avut putere, ăsta au avut ședințe. Tu spui, domne, nu pot că eu am trivaci. Păi Daniel a avut au avut Babilon în mână, nu trei vaci și două capre. Stau avut. Și o zice, de trei ori pe zi, te că Dumnezeu îi vorbea clar de aducea soluții. Știți ce avem? Noi avem biserici bune, avem transmisii live, știți ce ne lipsește? Părtășia cu Dumnezeu. De aia de multe ori vine ceața peste tine și peste casa ta. De aia vine ceața peste slujirea noastră. De ce? nu avem timp. Noi avem timp de predici. Avem timp să facem schițe. Dar uitați-vă, oamenii care au avut biruință, oamenii aceia care au rămas, exemplu, pe paginile Sfintei Scripturi, au fost oamenii care au avut părtășie cu Dumnezeu, au avut oameni, oamenii aceia care l-au căutat pe Dumnezeu. Uitați ce spune Apostolul Ioan când citim Apocalipsa încă de la început, zice, în ziua Domnului eram în, în Duhul. Oare o fi fost Duminica? Oare o fi fost Sâmbăta cu adventiște, Oare o fi fost uh, uh, Vinerea? Nu știu. Dar știți care e ziua Domnului? Fiecare zi e ziua Domnului. O zis în ziua Domnului, eram în Duhul. Temirii că au avut parte de o asemenea revelație. El nu a zis: Eu sunt închis. Era închis în patmos cu cei mai mari criminali și cei mai mari uh, uh, oameni care erau respinși de societate. Erau închiși acolo. Și el a zis: Eu nu pot, eu sunt și eu nu pot că ăștia ascultă manele, eu nu pot că ăștia să uită la televizor. El nu. El a zis: În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas care a zis: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Ai nevoie de revelație, așa ai. Ai nevoie ca Dumnezeu să-ți vorbească, intră în părtășie cu Dumnezeu, intrați în părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi, faceți-vă timp de a rămâne lângă Dumnezeu pentru că Dumnezeu a lăsat o promisiune extraordinară și închei cu aceasta te rog să afișezi Ioan capitolul 20 cu versetul 7 a lăsat o promisiune pentru voi și pentru noi nu-i tot un zadar noi nu luptăm și mergem pe drumul acesta spre nicăieri. Noi avem o promisiune din partea lui Dumnezeu. Uitați ce spune. Iar ștergarul care fusese pe, pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. Știți ce? Uh, uh, regulă era în vremea robilor, se vorbea la îndemnul de rugăciune despre robul care a fost eliberat. Știți ce regulă era? Când robul sluja la masă pe stăpân, n-avea voie să se uite în ochii stăpânului. Fetița din casa lui Naman nu îndrăznea să se uite în ochii lui Naman. Ci întotdeauna robul venea și îi punea masa, îi punea farfuria pe masă la stăpân și se retrăgea undeva în colț și stătea cu capul în jos. N-avea voie să-și privească stăpânul în ochi. Dacă stăpânul mânca la masă și la un moment dat lua ștergarul, se ștergea la gură cu el, dacă îl mototolea și îl punea la masă, îl lăsa la masă și pleca, era semn pentru rob. Poți să strângi masa că nu mă mai întorc. Poți să strângi că e gata. Nu vorbea cu el. Nu mai lăsa semn. Ștergarul mototolit îi semn că poți să strângi masa că nu mă mai întorc. Dar dacă stăpânul se ștergea la gură, făcea. Făcea ștergarul sul și îl punea undeva lângă farfurie, pus frumos, și pleca de la masă. Era semn pentru rob că se întoarce stăpânul. Știți de ce l-am Domnului? Domnul lăsat ștergarul, făcut sul. M-am gândit, dar cine ne-o interesa pe noi de ștergar? Era totul pus, niciun cuvânt a lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere, ci fiecare cuvânt are putere din partea lui Dumnezeu. Era ștergarul pus acolo, făcut sol și pus, pus, acolo, deoparte. Știți de ce? Cu un singur scop. Că ne-o lăsat promisiunea. Că o plecat, dar se va întoarce. Se va întoarce. N-o m -o totolit și o lăsat aruncat. Și o zis, vă las semn că știu că vin eu, că vii dumneatale și o să te uiți în cuvânt, în mormânt. Și o să vezi că solul e făcut, ștergarul e făcut sol. Semn că Domnul se va întoarce. Știți ce-mi doresc? Dacă ne apucăm să se întoarcă și vom pleca la Domnul, îmi doresc toți și voi șase îmbrăcați în haine albe și toți care suntem în locul acesta și cei dragi ai noștri să fim la poza de final în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Amin.